Constanța, Alexandria sau Giurgiu sunt doar câteva dintre orașele care au reprezentanți printre comercianții care vor participa la manifestările ocazionate de sărbătorirea zilelor municipiului Târgu Jiu. Aceștia au început deja în plasarea tarabelor, teraselor și a parcului de distracții. În perioada celor 6 zile, agenții economici care amplasează terase trebuie să plătească o taxă de 2000 de lei, iar comercianții cu tarabe vor plăti 72 de lei pe zi. La căsuțele care sunt amplasate în strada Victoriei, Centrul de Cultură și Palatul Copiilor va desemna pe cei care să participe în aceste căsuțe. La căsuțe nu se ia niciun fel de taxă. Comercianții au început în această dimineață pregătirile pentru amenajarea teraselor și amplasamentelor. Mici, bere, fripturi, pulpe. Cât timp veți sta aici? O săptămână. Cât este organizat acest festival? Ce așteptări aveți? Este ca pe timp de criză. Ca pe timp de criză, să vedem. Mai multe, să vedem de azi încolo. Au început pregătirile și pentru amenajarea Târgului Meșterilor Populari. Cu ce o veți fi prezent la... Cu lasetă, lucru feță de mesă, mileuri, broderii. De cine sunt confecționate? De soția. Țesături, sculpturi și ceramică sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le vor etala meșterii veniți din toată Oltenia.